Că toate Evangeliile au un mesaj teologic precis, cu nuanțele teologice pe care Evangeliștii au dorit să le transmită. De aceea observăm că fiecare Evanghelie în parte reflectă personalitatea autorului uman. Felul în care redau evenimentele, ce includ, ce exclud, ce amplifică, ce atenuează dar în toate ni se oferă un portret al lui Iisus Hristos. Văzut, desigur, prin ochii evangeliștilor. De aceea consider că este important să-i auzim pe fiecare în parte. Prin urmare, pentru că Evanghelia după Marcu consider că este prima evanghelie scrisă, cea mai timpurie, și în această perioadă, în mod tradițional, celebrăm sărbătoarea nașterii Mântuitorului, vreau să ne atintim atenția spre narațiunea acestui eveniment conform primei Evanghelii scrise. Evanghelia după Marcu. Este evident, sper pentru toți, că în Evanghelia după Marcu pare că nu avem o astfel de narațiune. Avem de-a face cu o Evanghelie fără istorisirea nașterii Mântuitorului. O Evanghelie fără relatarea primului Crăciun. Desigur, lipsa acestei narațiuni ridică multe întrebări. Atât pentru noi, cât și pentru cei ce au citit-o prima dată. Totuși, vă invit să citim primele 15 versete din primul capitol. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, Iată, trimit înaintea ta pe solul meu care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. A venit Ioan, care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și în prejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea, După mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Isus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pocorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Isus în pustie unde a stat 40 de zile fiind dispitit de satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îl slujeau ungerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ne putem imagina Crăciunul fără păstorii pe care îi întâlnim în Evanghelia după Luca? Sau fără magii din Evanghelia după Matei? Cum ar putea un evanghelist să scrie o evanghelie fără o poveste a Crăciunului, a nașterii lui Isus? Evanghelia după Matei are o poveste a Crăciunului, în care atenția se concentrează pe Iosif împreună cu magii. Evanghelia după Luca are de asemenea o poveste a Crăciunului care se concentrează pe Maria, îngerul care vine să aducă vestea, întâlnirea cu Elisabeta, păstorii care vin și se închină. Matei și Luca împreună ne prezintă o narațiune a nașterii chiar dramatică. La Cei doi ne descriu începutul umil, dar glorios al Salvatorului nostru întrupat. Chiar și Evanghelia după Ioan are o poveste a Crăciunului. E magnificul prolog al Evangheliei sale. O poveste a începutului lui Isus dintr-o perspectivă cosmică, în care cuvântul s-a făcut trup. Acum nu vă surprinde faptul că Evanghelia după Marcu nu are o versiune a nașterii lui Isus. Evanghelia după Ioan, în primele 18 versete, vedem că dezvăluie semnificația întrupării lui Isus. Dar, la fel, face și Evanghelia după Marcu. Totuși, de ce avem nevoie de narațiunile nașterii? Lipsa unei narațiuni a nașterii a contribuit la alimentarea unei erezii numite docetism. Conform cărea Fenomenul Hristos, existența sa istorică și trupească, adică forma de om al lui Isus, era o simplă aparență, lipsită de orice realitate. Adică Isus nu a fost cu adevărat om. De altfel, o altă erezie similară, numită adopționism, în care Duhul Divin a intrat în trupul lui Isus pământesc, la botezul său, și totuși, de ce avem nevoie de narațiunile nașterii? Lipsa unei narațiuni a nașterii ea contribuie la alimentarea unei erezii, de exemplu numită docetism, conform căreia fenomenul Hristos, da, existența sa istorică și trupească, adică forma de om al lui Isus, era o simplă aparență lipsită de orice realitate. Isus nu a fost cu adevărat om, susținea această erezie. De altfel, o altă erezie similară numită adopționism, spunea că Duhul Divin a intrat în trupul lui Iisus, pământesc, la botezul său, dar l-a părăsit la cruce pentru a râde de trupul muribund al unui Iisus cu totul uman. Celelalte evanghelii resping în mod clar o astfel de idee, iar biserica primară a respins pe bună dreptate ambele rezi. Se poate pune atunci întrebarea următoare. Dacă nu se alimentează una dintre aceste opinii eretice, de ce pare că Marcu începe la mijlocul povestirii? La mijlocul vieții Mântuitorului? Dar chiar și fără oiesle, păstori și magi. Evanghelia după Marcu are multe de spus despre semnificația Crăciunului. Chiar dacă nu este vorba despre nicio stea, nicio oaste de îngeri care să aducă vestea, nici un păstor care să lase turma, nici un mag care să îl păcălească pe Irod și să se închine pruncului. Evanghelia după Marcu ne prezintă o narațiune a nașterii lui Isus, a Crăciunului. Totuși, există două teorii. Prima teorie afirmă că nu există nicio genealogie, nicio narațiune a nașterii lui Isus, niciun prim Crăciun în Evanghelia după Marcu. Iar aceasta este cea mai răspândită teorie. De ce nu apare nicio narațiune a nașterii? Există două linii de argumentare. Evanghelia după Marcu este scrisă păgânilor, romanilor mai exact, și într-o oarecare măsură urmează tiparul biografiilor vremii. De exemplu, dacă citiți biografiile scrise de filozoful grec Plutarch, veți observa că autorul își concentrează atenția doar pe viața publică a persoanei în cauză, viața privată fiind chiar ignorată. Pentru romani, informații cu privire la așterea unei persoane, familia ei, educația și așa mai departe, nu reprezentau puncte de așa mare interes. Doar activitatea publică a unei persoane era ceea ce, să zic, stârnea curiozitatea și era de dorit de a fi consemnată în biografii. De aceea, din punctul acesta de vedere, Evanghelia după Marcu începe cu Prima activitate publică a lui Isus, și anume botezul. Un alt argument pentru a justifica lipsa unei narațiuni a nașterii este prin a identifica tema cristologică a Evangheliei, adică cum este prezentat Isus în această Evanghelie. În Evanghelia după Matei, Isus este prezentat ca fiind Mesia, da, tema cristologică principală. În Evanghelia după Luca, Isus este prezentat ca fiind uman, om. În Evanghelia după Ioan, Isus este prezentat ca fiind divin, adică Dumnezeu. Ei bine, în Evanghelia după Marcu, Isus este prezentat ca fiind robul. Ce fel de persoană era aceea a cărei genealogie nu era cunoscută? În acea vreme, un rob nu era mai mult decât un obiect. Nu prea cunoșteai multe despre el și strămoșii lui. Astfel, privind în Evanghelia după Marcu, am putea construi profilul lui Isus prin ceea ce nu se spune despre el. Și vedem tema robului. Însă, în ultimele două secole s-au dezvoltat două tehnici de înțelegere a textului antic sacru, și anume intratextualitatea și intertextualitatea. Intratextualitatea reprezintă o metodă care reconstruiește lumea din spatele unui text, de exemplu, din Noul Testament, folosind arheologia, antropologia, sursele istorice. Într-un sens, călătorim în timp și încercăm să înțelegem textul din punctul de vedere al unui om din vremea aceea. Intertextualitatea, pe de altă parte, reprezintă metoda prin care observăm relația unui text cu un alt text. Folosim metoda asta pentru a observa, de exemplu, legăturile textului Evangheliei după Marcu cu alte texte, în special cu Vechiul Testament. Încă de la început, primele două, trei versete din primul capitol al Evangheliei după Marcu, Evanghelistul ne spune că Vechiul Testament este un text cu autoritate și că se împlinește în narațiunea vieții lui Isus. Astfel, a doua teorie este aceea că există o poveste a primului Crăciun în Evanghelia după Marcu. Evanghelia nu începe de fapt cu Ioan Botezătorul per se. Iar pentru a înțelege lucrul acesta, este nevoie de o citire intratextuală și intertextuală a prologului din Evanghelia după Marcu. Pentru a face asta, trebuie să ne reamintim în primul rând cui îi scrie Marcu cine sunt destinatarii? Marco a fost însoțitorul lui Petru și a scris în timpul vieții acestuia la cererea unor credincioși din Roma, unde păstorea Petru. Marco a fost de asemenea însoțitorul lui Barnaba și a lui Pavel în prima lor călătorie misionară, în calitate de secretar, poate jurnalist, iar mai târziu a fost secretarul sau interpretul apostolului Petru. Cum înțelegem din această Evanghelie că destinatarii erau romani? Observăm în capitolul 7 că Marcu explică obiceiurile iudaice. De asemenea, Marcu traduce diverse expresii specifice din aramaică. De ce face Marcu asta? Deoarece are în vedere popoarele păgâne. De asemenea, demn de observat este și. Utilizarea sau mulțimea expresiilor latine care sugerează o populație romanizată. Există multe expresii latine care au fost cumva traduse în, în greacă, elenizate. Nu în ultimul rând, Imperiul Roman este prezentat dintr-o perspectivă neutră în Evanghelia după Marco. De altfel, Marco are un dinamism aparte. Pune accentul mai degrabă pe fapte și minuni decât pe cuvântări sau predici. De ce? Despre cezarii romani considerați divini și care pretindeau închinare, se spune că pot face minuni, printre care și vindecări, adesea la încoronare sau intrări triunfale. Astfel, se spunea că un senator roman, Numerius Atticus, a primit un milion de sesterți ca să jure că l-a văzut pe Augustus înălțându-se la cer cum spunea legenda că s-a întâmplat și cu Romulus. Un alt exemplu este Vespasian, care nu avea naștere nobilă, dar despre care s-a spus că a vindecat orbi, șchiopi, oameni cu mâna paralizată, ca dovadă că domnia sa era aprobată de sei. În comparație cu ceilalți evangeliști sinoptici, Evanghelia lui Marco are mai multe relatări ale minunilor, de exemplu, două vindecări, două mulțiri ale pâinilor și peștilor, două umblări pe mare. Accentul pus de Marcu asupra minunilor lui sus are deci o anume însemnătate și la fel are și prologul în acest context greco-roman, dar și în cadrul sărbătorii Crăciunului. Și vom observa mai multe în episodul următor.